Anunțul lui Florin Cărciumaru că va prelua mandatul de senator le dă noi speranțe celor care visează la scaunul de primar al municipiului Târgu Jiu. Doi dintre aceștia sunt Eduard Lădaru și Marcel Romanescu, primul dintre ei fiind deja la a doua încercare. Liberalul Marcel Romanescu speră că, dacă va fi cazul, de această dată partidul va trata cu seriozitate problema candidatului la municipiu, reședință de județ. Dintre cele 5 persoane sondate de PNL pentru alegerile din 6 iunie, Romanescu este cel care a rămas disponibil pentru încă o candidatură. Dacă domnul Florin Cărciumaru pleacă la Senat, aș putea fi în momentul vă de față condiționat. Vă doriți să fiți candidat din partea PNL-ului dacă se va întâmpla asta? Dacă am rămas în Partidul Național Liberal, am rămas cu dorința de a candida din partea Partidului Național Liberal pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Acesta a fost obiectivul meu de foarte mult timp. Că nu s-a realizat în 2016 la alegerile locale și că poate se realizează în 2017, opțiunea mea rămâne aceeași, de a candida la primăria municipiului Târgu Jiu. Și Eduard Lădaru, președintele organizației municipale de la ALDE, se vede din nou candidat la Târgu Jiu dacă primarul Cărciumaru se hotărăște să plece în Parlament. Da, categoric da. În condițiile în care colegii mei, toți depinde de partidele din care facem parte, mă vor desemna, îmi doresc să fiu desemnat de către colegii mei să candidez la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. Oricare ar fi candidatul PSD-ului la primăria Târgu Jiu, acesta pleacă cu prima șansă, este de părere Marcel Romanescu. Lădaru este însă de altă părere. Dacă nu va mai fi Cârciumaru primar și va candida Aurel Popescu, e mai ușor drumul spre primărie? Este la fel. Domnule Romanescu? Orice candidat al Partidului Social Democrat trebuie luat în calcul, pentru că știm foarte bine ce a avut Partidul Social Democrat anterior. Eduard Lădaru a candidat și la alegerile din 5 iunie, obținând puțin peste 7%. În situația în care se va decide să plece în Senat, Florin Cărciumaru a declarat că cel mai potrivit să ia locul ar fi Aurel Popescu, actualul viceprimar.